Capra anglo-nubiană e cea mai proastă capră. Multă lume care vrea să-și cumpere capre pune ochii pe caprele alea cele mai scumpe, chiar dacă e moțenul capre în viața lui. Dacă vă uitați la video ăsta până la final, veți primi argumente ca să vă lămuriți de ce e capra anglo-nubiană atât de proastă. Și eu am socotit că vai de mine ce bani îi face din rasa de capre anglo-nubiană, dar nu m-am prostit. Băi, oameni buni, caprele mănâncă fân, mănâncă cereale, mănâncă sare. Mănâncă de tăte. Și dacă nu-ți dă ceva înapoi, să-ți dea lapte, să poți face un bani de pe el, să poți să-l vinzi, să poți să ai ce mânca, degeaba le ții. Hai da, mă, frumosule. Hai să te vadă lumea că la toamnă te vând. Așa, hai încoace. Ia fii atent ce frunză faină am aici. Ai, ce bună e asta. Nu știu ce are, cam un împârleaște un pic. A început a simți caprele și se pregătește de montă, nu prea mai mănâncă. Dar o să-și facă el treaba. Toată luna august îl bag între capre și apoi va fi de vânzare. Dar cu ocazia asta îl fac de rușine. Știu că cu acest video îmi pun în cap pe mulți din crescătorii de capre anglo-nubiene care laudă și admiră foarte mult rasa. Eu îi respect pe acei crescători, însă din experiența mea, în acest video voi transmite niște informații reale despre experiența mea cu această rasă. Și chiar îi rog pe crescătorii de rasă anglo-nubiană să mă contrazică în comentarii. Să-mi spună unde am greșit, dacă ceva n-am înțeles eu bine. Aștept reacțiile voastre și le voi citi cu interes maxim. Am niște cunoștințe care recent și-au cumpărat capre și tata omul care nu a mai ținut capre în viața lui, română să tot socotește și avea ceva frumos în gospodărie. Numai că dacă sar din prima și-ți cumperi capră anglo-nubiană, stai, nu știi în ce te bagi, cel puțin. Eu n-am o experiență vastă despre caprele anglo-nubiene, însă am o experiență bună și suficient de educată încât să pot să vă dau un sfat bun, așa că opriți-vă din video, puneți video pe pauză și dați un like, că vreau să ajungă video ăsta la 3000 de like-uri. Pe finalul acestui video o să vă dau și 3 motive pentru care capra anglo-nubiană chiar merită să o cumpărați, dacă sunteți hotărâți neapărat să cumpărați capra asta. Dar eu cred că dezavantajele sunt mult mai importante ca avantajele rasei anglo-nubian și o să încep cu primul dezavantaj. Atunci când îți cumperi capre, ideal ar fi să ai cât mai puțină bătaie de cap cu ele. Rasa anglo-nubian e cea mai sensibilă și cea mai problematică dintre rase, după părerea mea. Fiind o rasă care nu aparține țării noastre, nu prea se integrează în peisaj, în decor. După părerea mea, capra pe care eu am cumpărat-o a fost o capră sensibilă, timidă, sperioasă, fricoasă, etc. Plus o predispoziție ridicată spre probleme de sănătate. Cu toate tratamentele și deparazitările care se fac standard la capre de 2 ori pe an, sufla ciudat, în fine, o capră problematică și dificilă care nu s-a integrat nici în grupul nostru de căprițe, niciodată. Al doilea argument care vă va descuraja să cumpărați capra anglo-nubiană este faptul că e o capră foarte, foarte gălăgioasă. Cine vrea să-ți vândă o capră anglo-nubiană sau o turmă de anglo-nubiene nu-ți va spune aceste dezavantaje. Așa că luați aminte, pentru că sunt foarte importante aceste detalii, pe noi ne interesează. Noi creștem capre lângă casă, avem câteva capre și nu ne place tătea ziua să auzim o capră behăită care tăba una acolo în adăpost. Da? Dacă vrei neapărat să ai, eu știu, 100, 200, 300 de capre într-o fermă, într-o hală mare și eu știu cum să le ții, să vinzi tu brânză, să faci bani din capra anglo-nubian, îți dorim succes, că vedem și noi povesti de astea de succes pe internet și ne bucurăm să le vedem. Însă, dacă vrei să ai câteva capre lângă casă, nu îți recomand sub nicio formă capra anglo-nubian, e foarte, foarte, foarte gălăgioasă. Țapul ăsta
singurul motiv pentru care țapul ăsta nu bau una acum e că suntem noi aici și am pus niște frunze de salcâm acolo și are cerodie. În rest, toată ziua baună. Au avut și companionul, au avut și capre la el. Într-una, cele mai gălăgioase capre. Dacă sunteți sensibili cu urechile, ceea ce noi nu suntem, nu vă cumpărați capre. Noi nu suntem sensibili și ne deranjează. Bun. Și al treilea argument pentru care capra anglo-nubiană nu se merită să o cumperi este prețul foarte ridicat. O să spuneți, eu am destui bani, nicio problemă, aruncă-ți banii pe fereastră sau bagă-i pe foc, că e același lucru. Dacă cumperi câteva capre, să știi un lucru pe care orice crescător cu experiență îl știe, dar un începător nu bagă de seamă, nu știe, nu cunoaște, este că dacă ai animale, animalele mor. Unele animale mor. Deci vei avea pierderi foarte ridicate atunci când îți moare o capră anglo-nubian cumpărată cu sute sau poate chiar mii de euro. Așa cum am pățit noi, zic. Așa cum am pățit noi. Și nu ți se merită pierderea. Cât îți produci o capră, că îi dai de mâncare și îți dă niște lăptuc și ajungem și la avantaje. Și când ai câte o pierdere, te descumpănește, cel puțin. Te doare. Te doare foarte tare. Te doare la buzunar. Mai ales la buzunar. Ce trebuie, mă? Ce ți-aș mai putea da? Nici făina din Valău nu și-o mănâncă, atât ai de pretențios. Stă numai și i-am pus și granule, am pus și de una și de alta. Acum, într-adevăr, îi vine rândul că se face deparazitarea de toamnă. Eu o fac mai devreme, acum în august, și o să încep să-l pun între capre să le monteze și pare că ne pârlește amul că suntem în luna iulie și e foarte cald. În fine, acum dacă sunteți foarte, foarte, foarte porniți să vă luați neapărat capră anglo-nubiană, o să vă dau și trei avantaje pentru care merită totul să luați capra asta, deși eu nu vreau să mai țin. M-am bucurat că am obținut o metisare. Țapul nostru va fi la a doua montă anul acesta, 2023, și avem ieduse foarte frumoase. Deci, primul avantaj este că această rasă de capră e foarte aspectoasă, foarte drăguță, foarte elegante. Consider că sunt cele mai elegante capre. Părerea mea. Poate că sunt concurență cu caprele alea americane care sunt așa tărcate cu pete, cu fulgi pe ele. După părerea mea, în privința aspectului. Însă, au o paletă largă de culori, de aspecte, de combinații de culori, etc. Și îs foarte, foarte aspectoase. Al doilea argument este faptul că laptele caprei anglo-nubiane e foarte, foarte gustos. Eu am fost extraordinar de bucuros și de entuziasmat când am cumpărat-o pe capra Lily. După care am mers până la Arad, am cumpărat-o împreună cu doi iezi, din care unul este acest țap Bruno pe care noi îl păstrăm, pe care îl vom vinge, așa că dacă vreți să-l cumpărați, scrieți-ne acolo în comentarii, prețul o să fie oricum ridicat, că na, e anglo-nubian, dar mai lăsăm de acolo ca să-l dăm, că anul ăsta trebuie să-l dăm, e al doilea an când montează și da, bun, deci un gust extraordinar al laptelui, bineînțeles că e mult mai gras, și un pic mai redus cantitativ ca la Alpina franceză, după părerea noastră. Nu suntem nici experți, n-am măsurat de-a lungul timpului, nu știu câți ani, să facem un grafic și o... Așa? Ne-am înțeles. Deci, laptele foarte gustos, o calitate ridicată, un pic mai scăzut ca și cantitate. Și al treilea aspect este faptul că țapul nu miroase în perioada de montă. Miroase mai puțin, el miroase un pic, însă nu miroase la fel de tare, la fel de puternic ca și alte rase de capre. Ăsta e și motivul principal pentru care noi am tras, înspre rasa anglo-nubiană, în speranța că vom avea și produși pe care să-i vindem mai scump, că vom avea lapte mai gustos tot timpul anului și că nu va mirosi în perioada montei. Pot să vă confirm că din nou, din experiență, că anul trecut când țapul ăsta a montat, noi suntem la 50 de metri de casă și acum 3 ani când am avut un alpin francez, mirosea foarte, foarte puternic, chiar și acasă. Deci dacă aveți o curte mică în care vreți să țineți câteva capre, s-ar preta
să aveți un țap anglo-nubian. Și pot să vă confirm că nu prea o mirosit, decât dacă ești aproape de el, îi simți un pic mirosul. Și astea sunt cele trei avantaje pentru care luați-vă capre anglo-nubian dacă vreți să aveți bătăi de cap. Neapărat să-mi scrieți reacțiile voastre la acest video în comentarii. Știu că mi-am pus în cap mulți crescători de anglo-nubian, însă, e părerea mea, asta e părerea mea, mă țin de ea, îs foarte convins de ce v-am transmis și aștept părerile și reacțiile voastre în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă nu sunteți abonați, abonați-vă la canalul Orășan la Țară. Le mulțumim tuturor abonaților, le mulțumim în mod special membrilor care ne susțin în de lună. Vă salutăm pe toți și ne vedem data viitoare. Hai, Bruno! Haide, băi!